Salutare hudinașilor și vulpițelor și vulpișorilor, ne jucăm pentru prima dată Free Fire împreună cu Foxy. Foarte mulți dintre voi mi-ați cerut în comentarii: Hudini, mai joacă-te Free Fire, și am zis, băi, haideți să vedem dacă putem să facem o serie împreună cu Foxy. Este pentru prima dată când ea se joacă acest joc, așa că va trebui să-l învețe, pentru că nu s-a jucat nici măcar un joc asemănător. Da, pare foarte promițător și eram super curioasă să-l încerc și sper că vă bucurați și dacă vă place, dați acolo like, share și subscribe și scrieți-mi în comentarii că susține seria. Ok, hai să vedem acum. Prima dată trebuie să dăm pe start. Ok. Am dat eu pe start, acum se încarcă. Mamă, ce interesant arată așa. Da, și acum ne dă într-un lobby. Așa arată lobby-ul aici. Și tu care ești? Unde stai ești? Să te găsesc. Hello. Uite aici, sunt spatele tău. Opa, ah, hopa. Oris. Deci da, și vezi că ai acolo niște butonașe. Așa mi-am pus eu numele mai de mult. Așa. Vezi că ai niște butonașe aici în dreapta. Peste asta. De pe unul sari, de pe unul tragi sau dai cu pumnul. Dau cu pumnul. De pe unul te lași pe jos. Ce tare. Și de pe unul te lași așa. Cum ar veni. Bun. Și mai ai și sprintul. La sprint ai acolo în stânga, doar apeși pe el și fuge. Care e în stânga? În stânga, gata, acolo. Gata, am văzut. Dar unde te-ai dus? Să vin și eu. Să aici, lângă tine. Așa, unde vrei să mergem acum? Acum ne aruncă, acum ne dă într-un avion și trebuie să sărim din avion. Am înțeles. Forță. Da. De pe care sar? Și ai și harta, dacă apeși acolo pe hartă, în stânga. Să vedem, și noi suntem aici. Aveți pe hartă undeva în dreapta? Venim de undeva, da, din dreapta. Da. Acolo cu albastru. Bun, da. Și pe unde vrei să sărim? Păi... trebuie să sărim undeva anume sau oriunde? Nu, oriunde pe hartă, doar că trebuie să luăm niște case. Adică pe unde-s case să sărim și noi totuși. Păi uite, scrie acolo... uite aici am putea sări. Unde? Uite aici sunt case acum la... Păi nu, că am trecut acolo deja. La următorul. Unde scrie la cu B-i? Da, da, da. Sărim? Bima, nu știu cum. Bun. Da. Hai, dă-i. Ce sar? Pe eject. Am sărit? Nu știu că ai sărit. Arată-mi. Ba, dai, sărit și tu. Da? Eu n-am făcut nimic. Da, bun. Acum, am sărit eu și ai follow pe mine. Lasă că te duc eu. Am înțeles. Că tine te-am văzut numai okay, pe da? Tine. Bun, lasă că ai follow pe mine și mergem la căsuțele astea de aici. Uite, cu parașuta. Yeah. Acum mă bagă reclamă. Păi și tu stânga-dreapta. Wow. Hai să mergem aici în căsuța asta mică prima dată, să vedem dacă găsim ceva. Wow, o părut dureros, puțin așa. Bun, avem aici și mașinuță. Ok, mamă, ce cu mașina asta? Nu știu. O putem conduce? Da, o putem conduce. Tenia, cum mă bag? Stai puțin, Tel, că vreau să mai iau niște arme și după aia. Păi te duci lângă ea și ți apare acolo un buton. Ah, gata, enter. Wow. Ok, bun, punem arma asta. Gagico, te fac o tură cu mașina? Stai puțin să mai lutez ceva și după aceea facem și tură cu mașina. Get out. Băi, nu, intră înăuntru. Tu tragi? Nu. Am tras eu din greșeală, opa. Auzi, cum o conduc, că nu pleacă. Nu pleacă? Mm-mm. Nu vrea să te asculte, a? Nu știu sincer cum. Stai puțin, Tel, că... Aolo, Foxy, e unul aici. Băi, mașina, că fugim cu mașina, dar nu știu cum să o conduc. Udini. Stai că trebuie să-l bat pe ăsta. Udini, unde ești? L-am bătut, stai că am omorât pe cineva. Nu știu de ce nu pleacă mașina. Salutez repede, stai că vin. Dacă mi-ai arăta, știi, ca să pot să plec cu mașina, ar fi genial. Stai că vin la tine acum. Nu merge decât get out, ce fac? Nu funcționează mașina. Dar nu merge să trebuie pleacă. Trebuie să-ți apară ceva acolo, sau să, nu știu, să merge așa cu... Tu cu mouse-ul, doamne, hai că am zis și mouse cu degetul. Stai că vin acum, nu mai știu unde era mașina. În afară de get out. Unde până mea era mașina? În căsuța. A, gata, asta e că am văzut acum unde e, garajul. În afară de... Poate că nu merge mașina asta. Hai, mă gândeam și eu că uite că nu... Nu te-ai pus la șofer de asta. Trebuie să dai pe drive. Ok, no, hai, condu-o tu atunci. Bun, stai că ies dar acum. Dar nu prin ușa. Acum mă faci tu o tură cu mașina. Da, numai faza că trebuie să ne luăm arme, tu nu ai arme deloc. Ok, și de unde găsim aceste arme? Uite aici așa. Ce mască de Jason ai tu? Sorry, dă-te jos. Acum, îmi place și hai pe aici prin căsuță. Să vedem dacă mai găsim ceva, da. Dacă găsești ieșit ceva. Gata, am luat-o. Ai găsit o armă? Și am mai găsit ceva. Un
încă câteva arme. Le iau pe toate și bun, ia-le, ia-le. Mamă, câte am găsit. Deși... Da, dar acum săgețile nu știu dacă sunt chiar nu, așa bune. Nu, înțeles, nu știu, nu le pot lua. De ce nu le pot lua? E o vestă aici, hai la mine să-ți iei și tu o vestă. Am găsit niște gloanțe, cred că sunt gloanțe și nu le pot lua. De ce? Vezi. Nu știu de ce, nu știu unde ești. Uite-te la mine aici. Asta pe... ești undeva. Gata, că te văd acum. Stai că vin. Am luat și nu știu. Azi niște gloanțe de pistol, da, da, păi nu știu că trebuie. Dar nu le pot lua. Hai după mine. Cred trebuie că prea dai... multe. Hopa, hopa, au tras cineva în mine? Da? Și în mine. Hai să ne ferim. Uai, că trage după mine. Da? Unde ești? Ai, în spate, în spate, mi-am în spate undeva. Mi-am a, nu e aici. Auzi de pe care trag? Stai că mă omoară. A, uite, acolo l-am văzut. Aolo. Sunt mai mulți, Foxy. Nu pun ținta pe el. Gata, am găsit ținta. Ai grijă, că sunt mai mulți aici. Și ne-o cam luăm în freză. Unde ești? Păi nu știu, am pus ținta pe unul, dar văd că a dispărut. Erau noi aici la gard. Oh, nu. M-am pus pe burtă fazei. Unde n-ai băia asta de tot trage? Nu știu de unde trage asta după mine. Aoleu, că trage mine! Stai să fug! Hai aici sus, nu uite-l. Mamă, că tot trage după mine. Și după mine trage, m-am dar pus, nu știu de unde. M-am pus după un copac. Hai să intrăm într-o casă. Uai, că eu sunt pe deal, ce casă să intru? Uite-l pe ăsta aici, l-am văzut. Mergem pe el? Stai că... Oh, că am tot ratat. Acum. Mama. Nu mai am gloanțe. Auzi, dar de pe ce trag, că nu pot să trag? L-am în vizor și nu pot să trag, arată-mi repede. Stai că trebuie să mă tir. Vezi că e acolo ăla de gloanțe. Nu știu cum să te explic. Arată-mi-l un pic. Nu pot acum, că mor. Gata, l-am omorât pe ăsta. Deci n-am cum să trag în ieșe la vizor. Ăla de acolo, din stânga. Care? Ăsta la alt. A, acela. Măi, cam târziu Houdini, că puteam să-l omor de mult. Las că l-am omorât eu, stai că și mă încurcam în butoane. Ai murit? Cred că da, nu știu, nu m-a pot mișca, ia uite-te. A, da, stai că vin să te salvez. Cineva te-a omorât. Da. A, uite-l aici pe ăsta. Puteam să trag și n-am putut. Din cauza că nu mi-ai arătat, știi? Hai să vedem. Stai să omor pe asta repede? Bun. A murit de tot. Ai murit de tot? Mai era cineva aici. Din păcate. Măi, Houdini, nu ești bun de profesor. Că a murit până să-mi arăți de unde se trag. Păi știu, da. Și l-aveam în visor, puteam să-l omor de mult. Știu, dar din păcate nu prea am cum. Că sunt prea mulți aici. Și cum ce se întâmplă? Eu mai revin? Nu cred că mai pot să mai revin jocul ăsta. Aoleu, păi și ce fac atâta timp? Te uiți la mine acum. Dacă reușesc să... Ești pe mine, nu? Da. Poți să vezi pe mine câți mai sunt. Am 4 omorâți până acum. Dar nu, putem, dar nu mai am nicio viață. Nu putem ieși să intru iară, gen? Să dăm alt meci? Stai un pic. Sau hai să ieșim. Hai să ieșim să dăm alt meci. Dar nu mai știu cum. Exitul lobby, gata. Bun, hai, gata, am dat eu pe exit. Trebuie să dai... Back. Deci, vă rog, nu e vina mea. Houdini nu mi-a arătat de unde se trag. Din cauza asta ți-am murit. Zis că pe ăla care te dai cu pumnul, dar și eu m-am încurcat în butoane, că n-am mai jucat de mult. Eu era unul care arăta așa cu armă, știi, și părea că ăla ar fi, știi, și de fapt nu era. Bun, haide să mai dăm încă unul. Trebuie să mai inviți iară, că nu mai suntem în lobby. Da, cum asta ai? Apa, asta îmi dat un spăr. Cum te invit? Asta e întrebarea mea. Păi, nu știu cum ai invitat și prima dată. Păi, am pus pe duo, dar nu mai mă lasă să te invit. What? De ce? Nu știu, sincer să fiu. Apare că ești în lobby. Nu, încearcă să faci tu lobby-ul. Ți-ai să dau eu exit. Leave squad. Ia să vedem așa. Duo. Aha, da, pe duo. A, uite, gata, merge acum. Ok, te invit eu atunci. Și bun, ce să mai dăm încă o dată? Gata, ai dat-o startul. Forță. Acum știu și eu exact. Am avut 4 kill-uri, Foxy. Poate îl câștigam pe ăla. Mai erau încă 20 în viață. Știu, dar eu aș fi omorât mai mult dacă mi-ai arătat de unde să trag, știi, de așa? Știu, dar tu ai stat cu mașina acolo. Păi o grămadă. Păi stai cu mașina, dar eu aveam de mult
puteam să omor două persoane, dar nu știam de pe ce să trag și n-am avut cum. Păi știu, dar și eu mă băteam în același timp. Oh, showtime! Și acum? Iar ne trezim în avion? Stai, Foxy. Stai acolo, da, imediat. Unde fugi, mai, Houdini? Stai că vin și eu. Ia uite-te la mine. Ce faci? Cum dădeam pe asta? Stai că nu mai știu cum. Uite așa, stai. Ia uite. Și vreau să... Ia uite. Eu cum bat din palme? Tu nu poți să bați din palme. Că n-ai... Auzi întrebare, de armele care le-am luat înainte nu rămân, nu? No, nu, nu, trebuie să le iei iarăși de la zero tot. Și unde vrei să aterizăm? Adică să-mi zici când să ne... Păi lasă că sar eu și te duc eu. Bine, atunci. Deci poți tu să faci treaba asta? Cred că numai eu pot. Nu cred. Adică sper. Numai... A, uite, trebuie să-mi dai mie așa, dai așa, bun, gata. Bun, ok. Să-mi zici când... Hai să mergem mai pe la margine, că erau prea mulți acolo în mijloc. Și s-ar putea să ne cam omoare. Nu știu, unde vrei? Aici la hangar? Sau... Da, hai că mergem acolo la hangar. Sărim? Am sărit. Bun. Las că sar eu. Te duci și pe tine. Gata, te-am văzut. Și mergem aici la depozitele astea și la căsuțele astea. Că aici ar trebui să fie chestii bunicele, zic eu. Deci chestii, că noi sărim cu un fel de placă de surf. Da, da, da. Așa? Asta nu prea are niciun sens, e sincer, ciudat, dar... nu? Dar nu prea are niciun sens, dar nu știu de ce au făcut așa jocul. Reclama? Nu! Era să mă bag în reclamă, iară. Eu am ce am cu reclamele. Bun, și acum repede să lutăm ceva, niște arme. Intrăm aici în depozitul ăsta. Am văzut deja că ai luat o armă. Da, am găsit un pistol, dar păi... Lasă-mi arma asta, lasă-mi arma asta. Am luat, ai luat tot unul? Da. Da, ai furat arma. Poți să-ți o dau ție? Păi ar fi bine. Cum o dau? Îți dau eu pistolul ăsta. Cum ți-o dau? Trebuie să dai pe ghiozdanul ăla de acolo din stânga. Așa? O iei și o arunci jos. Drag tu, put here. Nu merge. O iei cu degetul și o arunci jos. Ah, am înțeles. Exact, așa, da. Am pus-o, deja. Bun, stai să vin eu să o iau. Și mie ce-mi dai? Pistolul ăsta? Da, l-ai luat, pistolul, da. L-ai luat deja. Ok, no, bun. Hai să mergem. Hai să ne tirăm de aici, hai să mergem la un alt depozit. O, păi, dar nu-i corect, mie mi-a uitat pistolul. Am văzut pe cineva, vezi în față. În față? Da. Stai un pic, să iau un ghiozdan repede. Opa, am tras. De ce am tras? Unde, vezi, unde? Trage, vezi că trage după copac acolo. A, la copac? M-a nimerit. Sunt mort imediat. Uai, capul meu, stai că... Așa. Stai că încerc să-l bat acum. Aoleu, e cineva și aici. Nu mai am gloanțe. Ajutoraș. Fac. Nu mai am gloanțe. Nu știu. Fugi, nu mai sta, hai după mine. Dă-i pe fugă. La unde ești? Să vezi că vine după tine. Păi nu te băga, hai să mergem pe stânga. Eu am fugit de acolo, nu mai... Pe stânga, hai pe aici, pe la asta, să intrăm pe aici. Prin acest depozit? Da. Că nu mai am gloanțe deloc. Deloc nu mai am gloanțe. Ai de și urca așa, gata. Aici sunt? Uite aici. Da, văd, e un ghiozdanel. Ok. Am luat ghiozdanul. Ce e în ghiozdanul ăsta? Nimic, e gol. Doar poți să iei mai multe chestii. E de fashion, așa? Da. Hai să mergem până la etaj sus. Urcăm pe scările astea? Da. Ok. Iar trage cineva, vezi? Hai, repede. Că m-au nimerit puțin. Că avem nevoie de gloanțe, că fără gloanțe nu prea avem ce să facem. Am mai văzut o armă. Să-mi iau și eu pe asta. O armură, aolă. Uai, ce trage, uai, ce trage, uai, ce trage. E pe aici, hai pe jos. Stai că m-am lăsat în jos. Oh, e pe acolo, pe partea alaltă. Hai pe aici. Lasă-te și tu în jos. Trebuie să coborâm pe undeva, dar nu putem stăm aici, că sunt prea mulți. Te-ai nimerit sau ce faci? Te-ai pus pe bătă? Nu, m-am pus eu așa. Hai să mergem pe aici, hai pe aici. Sărim? Da. Aoleu! Am căzut. Nu e nicio problemă, hai să fugim repede. M-am omorât, ai grijă, ai Te-a grijă. Omorât? Ajută-mă, m-am oprins. Păi ce stai? Fac? A, uite-l acolo, fugi, vină după mine. Dar nu pot să merg. Nu vezi că nu pot să merg. Hai că încerc să te salvez. Mă omoară. Te-am salvat? Gata. Fugi, hai după mine. Iar m-am oprins, nu mai vin după tine. M-am
M-a prins, m-a omorât, m-a omorât, m-a omoară, m-a omoară. Încerc să te salvez, nu te mișca, nu te mișca, nu te mișca. Hai repede aici, hai în spate, hai în spate. Hai aici după clădire. Uai, uai, uai. Bun, ai bandaj acolo în stânga? Nu știu, hai, hai, hai să fugim, hai să fugim. Dă-i pe fugă, dă-i pe fugă, Foxy. Cât te țin picioarele? Fază-i că nu mă prea țin. Iară m-o nimerit. Iară te-o nimerit? Ajutor, mor, 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 că tot trage în mine una într-una. Ajută-mă. Stai că vine acum să salvez. Nu te mișca, nu te mișca. Acum. Hai, fugi, fugi, fugi. Hai că încerc eu să iau gloanțele pentru tine. Thank you. Fugi, dai să fugi. Ajutor. Dai să fugi, dai să fugi. Unde să și fug? Hai tot în față, tot în față. Tot trage după mine să fiu eu. Hai că nu prea avem gloanțe. Iar m-au nimerit. Ajutor, ajutor, ajutor. Hai de capul meu, Foxy, ce te văd. Știu că-s prima dată în joc să fiu... Am murit. Te-am omorât. Până ai venit tu să mă ajuți, iară. Te-am ajutat de 2 miliarde de ori. Nu, hai că acum îl joc singur pe asta. Bine, te uiți la mine, să vedem. Nu știu cum de mă nimeresc așa pe mine, toți. Unde e ăla, că dau cu el? Ce chestan de clof, fain ai. Uite-l acolo, îl văd, îl văd. Wow. Mă dai cu ei sau? Acum, da, vreau să-mi dau niște viață. Vezi că te nimerești pe tine. Mi-e așa mi s-a părut. Ce mai că m-am blocat? Da. Mie îmi place masca asta de Jason care o ai. Uai, da. Uai, uai. Vezi că mai trage și din stânga, am văzut. Vreau să-l bat pe ăsta. Wow, bun, pe ăsta l-am bătut. Ce fain l-ai omorât. Mai este unul, nu știu unde. Ai acolo sus. Mă. Deci la mine chiar e prima dată când am șucat un joc de genul ăsta, așa că se explică de ce mă omorât de atâtea ori. Dar vă promit că data viitoare o să fiu mult mai bună, că o să exersez. Și Houdini, ai făcut un kill acum. Aoleu, fugi de acolo, vezi că trag. Acum mă tir, mă tir, mă tir. Și văd că trag din mai multe părți. Acum încerc, încerc să scap. No. Bun, ăla-i. Îmi bag și eu niște viață. Și acum încerc să mă duc pe partea alaltă. Să văd dacă pot să-l iau pe ăla. Să-mi schimb și eu arma. Schimbă, schimbă. Îmi place că ai și dreaduri. Da, astea skin-uri cumpărate cu bani. Da, e-s fain, rău. Vezi că trage. E în spatele tău. Mișcă-te, mișcă-te. Îl văd, îl văd. Și dă-i, 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 dă-i. Aproape, aproape. Încă un pic, încă un pic. Bă, da, durează ceva. La mine parcă o dura mai puțin până m-am omorât. Bravo! Bun, acum am nevoie... Aolo, că au venit alălalt. E furat? Fugi, fugi, fugi. Bravo! Poate că nu am viață. Și nu mai ai cum să-ți dai acum viață, sau? Nu prea mai am cum. Numai dacă pot să-l iau pe ăsta pe la... A, uite-l acolo, l-am văzut. Nu te intră înapoi așa puțin. O fugit, sau? Unde s-o fi dus? Poate-ți vine pe la spate. Cu siguranță. Uite-l! Uite-l. Trebuie să mă tir, că n-am ce să fac. A, încă unul. Fugi, fugi, fac, că te nimerește. Încă unul, Foxy. A, m-au bătut, erau prea mulți. M-au bătut, bă, erau prea mulți. Ia să vedem câte kill-uri am avut. A, doar 2 kill-uri. Mamă, erau prea mulți acolo, bă. Era o grămadă. Ai, 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 ai. Așa este. Oricum, eu zic că pentru primul episod a fost foarte bine. Odată am luat-o de la capăt pentru că ai murit acolo la început. Uite că deja îmi bagă ăștia oferte, o grămadă. Ce bei mai acolo? Am zis că ai o sticlă verde. Am și o sticlă aici cu suc. Ce? Băi, cu Mountain Dew. Pe spartă ai aruncat, iar nu știu. Eu n-am nici suc, n-am nici armă, nimic. Săracie la acum, mine. Acum, ce să faci? Deci dacă v-a plăcut episodul și mai vreți să mai facem episoade cu Foxy în care să o învățăm Free Fire, să rupeți acolo butonul de like și de subscribe. De asemenea, să nu uitați de Instagramul meu houdini.insta și Instagramul lui Foxy. Foxy.insta și, și vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și susțineți-mă acolo ca să învăț Free Fire să joc.
pentru voi. Rupeți acolo butonul de like și de subscribe. Și ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa! Pa, pa!